Anca Miranu, invocată de ambele tabere, Comisia de la Veneția îi transmite foarte ferm, aproape ritos, președintele Iohannis, că nu e de discutat și de interpretat o decizie a Curții Constituționale, că este obligatorie și trebuie pusă în aplicare. Absolut. Cred că de la premisa asta trebuie să plece în orice fel de discuție. De la faptul că orice lege din țara asta, orice lege a statului român, orice decizie a Curții Constituționale, ne convine sau nu ne convine, trebuie să fie respectată. Mergem mai departe și spunem că trebuie să spunem cealaltă parte de adevăr, că președintele nu a spus niciodată că nu va respecta decizia curții. Scrisoarea domnului Dorneanu face referire la ceea ce s-a cerut de către alți actori din spațiul public, ca să spunem așa. Ceea ce este mai grav este că unii dintre ei aveau funcții în administrație, dar președintele nu a spus niciodată că nu va respecta decizia curții. Nu a respectat-o încă. Citește. Suntem în ziua 28-a. Suntem în ziua 28. Cred că ar trebui să ne uităm un pic și la ce s-a întâmplat în cele 28 de zile pentru a căuta o explicație, care evident nu este o scuză, dar poate să fie, să aibă o semnificație în acest, în această întârziere, în acest delay al, în decizia președintelui. Ne uităm că a fost o moțiune de cenzură, ne uităm că au fost niște proteste în stradă și ne întrebăm la un moment dat dacă o decizie de schimbare sau de destabilizarea unor instituții nu ar fi dus la crearea unei instabilități într-un plan mai larg. Repet, nu este o scuză. Poate că a fost un raționament de tipul ăsta. Poate că la un moment dat președintele o să iasă și o să explice această întârziere în aplicarea deciziei curții, însă fără doar și poate, ea trebuie pusă în aplicare. Ceea ce ne mai spune răspunsul Comisiei de la Veneția este că poate că oamenii politici ar trebui să ia mult mai în serios, să își ia mult mai în serios vorbele. Pentru că atunci când aduci o critică într-o decizie judecătorească, într-o decizie, iată, a unei instituții de o asemenea anvergură, trebuie să te gândești că vorbele tale nu sunt vorbele unui analist sau unui jurnalist sau a unui om care își dă pur și simplu cu părerea de pe stradă sau dintr-un studio de televiziune. Sunt vorbele unui om care deține o funcție publică în stat. Și atunci, practic, Comisia de la Veneția vine și spune atenție cu declarațiile publice pe care le faceți, pentru că aveți o responsabilitate mult mai mare pentru vorbele pe care le spuneți. Însă eu cred că în curând vom avea decizia președintelui și sper că va fi și o explicație pentru această întârziere. Nu am niciun fel de îngrijorare că nu va pune în practică decizia Curții Constituționale. Pentru că dacă m-aș îngrijora, atunci cred că lucrurile am putea să intrăm într-un scenariu care are conotații mult mai periculoase. Nu cred că președintele Iohannis, cu toate criticile pe care i-au fost aduse de-a lungul acestui mandat, poate fi acuzat de faptul că a încălcat vreo prerogativă a mandatului său de președinte. Sper că este doar o întârziere, nu și o decizie de a nu pune în practică.